Bună ziua tuturor, sunt Tarotela, iată-mă cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Balanță, pentru noiembrie sau jumătatea lui noiembrie, eventual perioada următoare. Da, știu, a trecut aproape jumătate de lună, nu am nimic cu voi, ba, sunteți foarte dragi, foarte simpatici, însă nu uitați că am și eu problemele mele, iată unele dintre ele, da, ce credeți, am stat în pace, am tușit, am strănutat, nu puteam să fac etalări. Bine, au mai fost și alte probleme peste care am trecut. Am depășit obstacolele, blocajele. În fine, am pregătit cărțile, am amestecat. După cum vedeți, câteva le-am și așezat. Înainte să vă citesc mesajele de la îngeri, eu mi-am amestecat și clarificatorii, just in case. Și am un scurt mesaj pentru unii dintre voi. A apărut Marele Preot, 10 de monede și 9 de spade invers. Marele Preot vorbește despre o căsătorie sau despre un sistem de un fel de a gândi, despre niște angajamente, evident, iar și 10 de monede, tot despre căsnicie, despre o relație de lungă durată stabilă, da? Însă, problema este că sunt invers. Probabil că unii dintre voi ați încheiat, eu știu când, sau sunteți pe cale să puneți capăt unei căsnicii, unei relații de lungă durată. Poate să fie evident și contract la locul de muncă, pentru care probabil v-ați făcut foarte multe griji în trecut, însă acum, într-un fel sau altul, poate învăța să vă detașați, pentru că, normal, 9 de spade reprezintă o persoană care își face griji. Dar invers, te învăța să nu vă mai faceți griji, să luați lucrurile așa cum sunt, să înțelegeți că sunt cicluri, sunt situații, încheiați un ciclu cu eu știu cine, da? Și eventual vă pregătiți sufletește de ce vă pregătește viața. Sau vă deschideți. După ce am amestecat o leacă, a apărut iar. Eremitul, regina de băte, 10 de spade și cavalerul de cupe. Poate ați fost trădați, că arată și a arătat mai devreme și 9 de spade, grijile pentru care v-ați, eu știu, v-ați pierdut nopțile. Ați fost trădați într-o căsnicie, într-o relație, într-un angajament, într-un contract. Evident că poate fi la locul de muncă. Posibil de un semn de apă, dar nu e obligatoriu, de o persoană care vine, pleacă și place să se bucure de anumite aspecte ale vieții, adesea emoționale, senzuale. Posibil să fi fost și semn de foc nu e obligatoriu, da? Persoană pasională sau îmi place să cred că după ce lăsați în urmă aceste situații în care ați fost într-adevăr foarte răniți, trădați, vă ridicați cu încredere și vă luați un timp de meditație, un timp de a înțelege de ce ați trecut, prin câte ați trecut. Posibil, semnul de foc să vă fi trădat, să fi avut această atitudine de explorator de senzații. Așa simt să citesc acest cavaler de cupe acum, da? E, și situația în sine v-a adus multă suferință. Posibil să fie și semn de foc. În general, regina de băte e o persoană pasională, bărbat sau femeie, care îi place să cucerească. Și lângă acest cavaler și lângă aceste 10 de spade, evident că este vorba de o trădare într-un fel sau altul. Și totuși, vă luați timp și e bine dacă pentru cei care vă luați chiar e bine și vă felicit. Că vă luați timp de vindecare, de autoanaliză și de regăsirea spiritualității, ceea ce e mare lucru. E mare lucru. Eu o să pun cărțile la loc, la capătul setului de cărți, de clarificatori. Aveți 6 de cupe pe care l-am văzut și mai devreme, o să vă arăt. Poate vă întâlniți cu un alt semn de apă sau vă întâlniți cu cineva care vă aduce aminte de copilărie sau care vă simțiți foarte, foarte confortabil, vă regăsiți emoțional în preajma lor într-un fel sau altul, vă vindecă, da? Vă vindecă, vă alină prezența lor. O să pun cărțile, evident că le pun aleator ca să nu apară în aceeași combinație. Haideți să vorbim despre ce v-a mai apărut. Mai și nu uitați că n-am nimic cu voi, sunteți dragi. V-a apărut schimbare de carieră. Probabil că schimbările pe care le experimentați în viața voastră sentimentală, emoțională, se manifestă și la nivelul carierei. Dar, cu o fi asta, cu o fi altceva, se pare că prin această etalare, da, prin cărțile de tarot și de oracole,
puteți să vă găsiți sau să găsiți ghidaj în direcția profesională pe care ar trebui să o urmați. Adică, schimbările astea care vin nu doar în viața voastră, în viața tuturor, sunt evident ca să ne îmbogățească și să ne regăsim calități, trăsături pe care, eu știu, poate nici nu le așteptam să le descoperim în viața noastră, în noi înșine. Dacă încheiați acel angajament, că am zis, marele preot poate să fie și un job, și un contract, nu neapărat căsătorie, deși sunt convinsă că totuși câteva balanțe, cel puțin dacă nu s-au despărțit, se gândesc la despărțire, la separare. Apare această schimbare de carieră. Poate sunteți chemați să vă analizați anumite îndemânări pe care le aveți sau pe care trebuie să le explorați, ca să vă puteți schimba această profesie, posibil care nu vă aduce prea multe satisfacții sau în care ați experimenta multe blocaje, pentru că nu degeaba trebuie să schimbăm ceva, nu? Probabil că nu vă mai reprezintă dintr-un punct de vedere sau altul. Ei, și cărțile de tarot confirmă lucrurile astea. Posibil, unii dintre voi, depinde și ce ascendent ați avut, a trebuit să explorați latura aceasta a sănătății, a nutriției, da? Și să vă regăsiți puterea, eventual printr-o alimentație sănătoasă. Și, de fapt, ce înseamnă cărțile de tarot și de oracole? Să înțelegeți că destinul vostru nu este doar un destin controlat de voi mental, da? Trebuie să ne ghidăm și după alte semne. Și posibil că sunteți chemați, unii care ați fost poate prea raționali, să explorați și aceste aspecte ale vieții și ale voastre. Din seria 7 de dragoste de la Înger, da? Aveți iertarea. Aveți numărul 29 și 22. 22 este un număr maestru, foarte frumos. Ah, 22, 4. 4 înseamnă e un număr fix. Trebuie să înțelegeți și să iertați că lucrurile sunt mult mai complexe decât pare. Evident, iar aveți, poate ați avut de a face cu un berbec, deși nu e obligatoriu, șabloane relaționale și luați-vă șansa către dragoste, îmbarcați-vă către dragoste. Adică, în primul rând, dragoste față de voi și apoi față de cine va veni în viața voastră, că a fost 6 de cupe și se pare că revine 6 de cupe. Trecând peste cine vine sau cine v-a rănit, trebuie să iertați. Nu câștigați nimic stând în această energie a dezamăgirilor din trecut. Aveți o lumânare. Ce înseamnă asta? Este ori o persoană care s-a dus și care vă luminează visele, vă atrage atenția asupra unor situații. Ori îngerul vostru protector, ghizii voștri spirituali. Posibil este un înger, este un arhanghel la care vă rugați în mod special și ar fi bine să o faceți. Care încearcă să pună lumina asupra situației. Este o relație. Avem, da? Aveți aici relații. Aici sunt două personaje. Unul luminat sau unui cald, altui rece. Trebuie să înțelegeți că ați trecut prin acele dezamăgiri sau lipsă de compatibilitate din niște motive. Ca să vă descoperiți, evident, ca să ne descoperim. Și trebuie să iertați. Simplu, fără foarte multe. Ah, ce frumos! Văd că e nevoie și de rugăciune. Că, de fapt, cum putem ierta în anumite momente decât rugându-ne să avem puterea de a ierta? Și apoi vine și iertarea. Și să vă iertați și pe voi în cazul în care vă blamați că ați acceptat, ați permis anumite chestiuni. Înțelegeți că lucrurile sunt mai complicate decât par. În aparență vedem niște oameni, imaginea publică sau, în fine, corpul fizic, dar în spate este un adevărat univers și un univers care aduce situații din trecut, din viața anterioare, a trebuit să treceți prin ce ați trecut. Asta e clar. Acum iertați, înțelegeți lucrul ăsta, ieșiți din acest șablon ca să nu mai repetați, nu mai întâlniți aceiași oameni pe care i-ați întâlnit în trecut și angajați-vă în această, dați o șansă dragoste.
că, dacă îi dați, apar miracolele și binecuvântările pe care toți le așteptăm, nu doar voi, toți, și eu le aștept. De ce nu? Acum, setul acesta de cărți pe care îl folosesc pentru crucea celtică. A sărit inițial. 6 de cupe, despre care am vorbit mai devreme, da? De obicei, este o persoană cu care vă înțelegeți foarte bine. Vă umple cupele. Poate vine cineva și vă oferă niște flori. Un dar care vă face emoțional, vă atinge inimioara. Sau pur și simplu, dacă nu e dar, numai în preajma lor vă regăsiți copilul interior, inocența, frumos. Și bucuria de a trăi și de a vă bucura de ceea ce primiți, cât ar fi de mic. Interesant. Poate să fie semn de apă, evident, nu cel care v-a trădat, poate altcineva. Dacă nu-i semn de apă, v-am zis, e o persoană care vă atinge inimioara. Ce frumos! Dar nu uitați că la acești 6 de cupe este cineva în spate. Vedeți? E cineva în spate și nu arată prea bine. E cu arma gata. Gelos, geloasă sau reguli de viață. După aceea a apărut lumea. Lumea care întotdeauna vorbește de încheiere de ciclu și începerea unui alt ciclu. Saturn, varianta bună, v-ați înțeles, ați iertat, cum am zis mai devreme, ați înțeles că lucrurile sunt mai complexe, eventual ați primit și revelații, mesaje de la îngeri, de ce ați trecut prin ce ați trecut, acum începeți un nou ciclu. Ieșiți din șabloane, am zis că aceste semne fixe pot să reprezintă și șabloane, reprezinte și șabloane, da? Anumite aspecte din care ieșim foarte, foarte greu. Poate să fie, fiind Saturn, varianta bună, poate să fie Capricorn, poate să fie Leu, Taur, Vărsător, Scorpion, dar pot să fie exact persoanele pe care le lăsați în spate. Ideea este că pășiți, ieșiți afară din cerc, da, dintr-un cerc vicios. Pășiți într-un nou ciclu al vieții voastre. Ia uite, cavalerul oh, ce frumos! Un suflet perechi care vă readuce cheful de viață, de aventură, de dragoste și încrederea în voi înșivă. Balanță. Soarele, mă. Ia uite. Faetonul. Mergeți mai departe. Evident că nu toată lumea va avea sau poate aveți planete în semnul racului sau poate, ia uite, regele de... cavalerul de cupe. Poate unii aveți de-a face cu un semn de apă, dar nu e obligatoriu. Ideea e că mergeți mai departe și încercați să primiți, așa ar fi frumos, să primiți dragostea, emoțiile care vin de la Univers, într-o formă sau alta. Ia, balanță. Soare, Lună, Venus, Ascendent în balanță. Noiembrie, jumătatea lui noiembrie, perioada următoare, cum vezi voi. Central. Oh, a vrut să apară cavalerul de bâte. Semn de foc, mai mult sau mai puțin. Poate să aibă ascendent, poate să aibă planete în semn de foc. Sau pur și simplu într-o perioadă în care vrea să exploreze. Că sunteți voi, că e altcineva, variază de la unii la alții. Dar este, hai să zicem că sunteți voi. Este inima voastră. Ah, ce frumos e! Cavalerul de bâte. Îmi place, uneori îmi place, deși se zice că este un player, este un jucăuș, este un gen de bărbat sau de femeie care are aventuri fără număr, fără număr. Mare grijă la varianta negativă. Dar există și o variantă foarte faină pe care îmi doresc să vă prezint, deși nu știu ce se va prezenta în următoarele cărți. Cavalerul de bâte este un om curajos. Este plin de încredere, are încredere, nu doar în el, are un dram de credință. Pentru mine, de obicei, este semnul berbecului sau săgetătorului, asta pentru că leu e semn fix și nu prea îl văd călărind atât de nebun pe tărâmuri îndepărtate. Poate cineva de la drum, poate voi vă gândiți să faceți o călătorie, că tot vine Crăciunul, cine știe la ce vă gândiți, sau vă doriți, că e în sufletul vostru. Eu zic că vă doriți să explorați.
Posibil, unii dintre voi vreți să explorați o latură sexuală pe care posibil n-ați mai explorat-o de mult. Vedem cum se așează cărțile. Dar, pentru asta, evident că e nevoie de curaj. Așa. Ce vă blochează? Ori un alt semn de foc, ori cineva vă blochează. Asta de obicei este o carte care arată într-adevăr o luptă. Poate vă este teamă de concurență, de bârfe. Trebuie să luptați oricum, da? Deci nu puteți. Mai. Cineva vine cu încredere, cineva își dorește să meargă mai departe, să fie mai nărăvaș în atitudine și cineva se luptă. Partenerul, partenera voastră vă poate bloca în cazul în care sunteți prea îndrăzneți, vreți prea multe. Poate ei s-au obișnuit într-o anumită vibrație, în anumite tipare și faptul că vă doriți, sunteți atât de nărăvași, uitați-vă, sunteți într-un fel în avantaj, dacă sunteți voi, așa zic că sunteți voi. Aici este ce vă blochează, ce vă provoacă. Pasiunea. Pasiunea este foarte mare și cineva este deranjat de pasiunea voastră și încearcă într-un fel să... Poate un alt semn de foc, evident. Asta în cazul în care acest foc este focul vostru. O luptă între două persoane destul de pasionale. Trecutul îndepărtat. Hangman. Spânzuratul. Aș putea să zic că e un pește, dar nu cred că aveți voi legătură prea mult cu peștele. E casa a 12-a necunoscutului, cum a apărut și aici. Da? Asta e foarte asemănător cu luna și cu casa a 12-a. Lucrurile sunt mult mai profunde decât par. Poate în trecutul îndepărtat ați înțeles. Și în acest motiv ați și putut să iertați, pentru că spânzuratul asta face. Vede lucrurile dintr-o altă perspectivă. Dacă sunt blocaje, sunt amânări, sunt sacrificii, la sfârșitul acestei perioade primește și lumina, înțelegerea, înțelepciunea, puterea de a ierta și de a merge mai departe. E casa a 12-a. A lucrurilor sau oamenilor sau evenimentelor din altă viață. Ați putea fi voi aici. Doi de spade, că e semn de aer. Poate să fie un alt semn de aer sau pur și simplu nevoia voastră de a decide, de a bloca eventual această perioadă sau de a bloca pe cine vă blochează. Amândouă blochează într-un fel sau altul. Unul mental, altul pur și simplu practic, se luptă. Probabil a trebuit să blocați pe cineva ca să vă regăsiți. Vedem cum se așează cărțile să vă regăsiți. Și să începeți acel nou ciclu, acea nouă lume, da? Doi de spade. Dar pentru asta a trebuit să vă conectați, da? Nu la partea voastră rațională, ci la partea voastră intuitivă. Aici este un ocean de emoții pe care nu l-ați văzut. Dar poate că l-ați auzit. E interesant, interesant. De fapt, oceanul ce face? Uneori creează valuri și are un anume sunet, un anume muzică. Poate în această perioadă ați început să ascultați. Interesant. Sunetul inimii voastre, al emoțiilor. V-ați dat seama că aveți nevoie de emoții. Oricum, moment de decizii, dar nu raționale. Viitorul îndepărtat, e a doua oară când apare faetonul. Evident că poate unii aveți a face cu cineva cu planete în semnul racului. Nu e obligatoriu să fie rac, poate să fie cu lună, poate să fie cu Venus, poate să aibă ascendent, da? Rac sau casa a patra, dar poate aveți voi, eu știu pe cineva, balanță cu semn, cu lună în semnul racului și cu ascendent în semnul racului. Și atunci manifestați voi această energie, da? Dar în viitorul îndepărtat, haideți să vedem viitorul apropiat. Oh, ce frumos, mai ce frumos, ce mă bucur! A apărut, vi l-am arătat mai devreme într-o formă sau alta. Nu mai știu exact. 2 și 2, da?
Pentru unii poate să fie un peștișor pe care poate l-ați așteptat. Dacă e trecutul îndepărtat, l-ați așteptat. În viața voastră l-ați manifestat. Interesant. Dacă nu e peștișor, bine, știu că pentru unii sigur e peștișor. Așa, dar nu toată lumea va avea de-a face cu peștișor sau cu raci. E un suflet pereche. Nu suflet karmic, e o diferență între sufletul karmic și sufletul pereche. Suflet pereche care vă înțelege emoțional, cu care comunicați telepatic, intuitiv, da? Nu doar mental. Pentru că vă, da, vă plac jocurile de cuvinte, jocurile mentale, dar nu, aici este cu totul altceva, e vorba de emoție. De ultima chakră. Vă deschideți împreună această ultimă chakră și vă conectați, ce frumos, la ce? La această lumină, la spiritul vostru, la îngerii voștri. Ei, și prin acest, acum pot și eu să fac legătura, prin această legătură începe să mergeți mai departe, să vă urmați destinul, s-ar putea să fie pentru unii, s-ar putea, că nu e obligatoriu, să fie. Pentru că asta, în general, faetonul, nu în general, de fiecare dată faetonul merge către stea. Stea înseamnă ce? Destinul nostru. Cu doi de cupe, simt că pentru unii poate să fie perechea voastră de destin. Interesant. Deci nu mă așteptam să apară așa cărțile, nici dacă aș fi vrut, n-ar fi apărut. Faetonul. În aceste de cărți, faetonul arată altfel decât în. Și aici, interesant, când avem seturi diferite. Sfinxul negru, să zic, latura negativă, stă jos. Poate nici nu mai călătoriți. Așa simt, așa citesc. Poate nici nu mai călătoriți cu cele două, cu cei doi sfinși, cu cele două laturi. Poate lăsați numai latura bună. Ce frumos ar fi să am dreptate. Și am zis mai devreme, e luna aici, aici și aici. Vă conectați la intuiție. Ce frumos. Poate vă înțelegeți și harta astrologică, unii dintre voi, dar în viitorul apropiat o să stați de vorbă. Evident că poate să fie și colaborare la locul de muncă, pentru că tot am vorbit de schimbare de carieră, dragii mei. Hai să ne adaptăm un pic cărțile și din punctul ăsta de vedere. Poate să vă doriți un nou proiect creativ, să fiți creativi, să vă blocați o perioadă în care ați făcut sacrificii într-un loc de muncă în care nu ați fost satisfăcuți. Și totuși, dacă vreți să vă angajați sau să începeți un proiect, cineva să vă blocheze, da? E posibil. Asta e. Dar, dacă voi sunteți aici, sunteți în avantaj, măi, aveți și un cal. Pentru unii, în acest moment, simt că ar putea să fie și un săgetător. Sau cu marcaj pe casa a noua sau a săgetătorului. Așa, și doi de cupe poate să însemne colaborare la locul de muncă, poate să însemne o prietenie. Nu e obligatoriu să fie dragoste de asta cu pupături. Poate să fie o prietenie foarte frumoasă, foarte profundă, care vă ajută, vă dă încredere să mergeți mai departe. Ei, și prietenia asta să fie o prietenie de destin. Și prin această prietenie și acest curaj de a merge mai departe, să ajungeți mai aproape de persoana cu care veți sta cândva la un moment dat. Uai, pai, 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 ce frumos e. Patru de bute. Nici dacă aș fi vrut, n-ar fi ieșit așa. Patru de bute. Este o sărbătoare. E o întâlnire cu prietenii. Evident că poate să fie și flacăra voastră geamănă, pentru că avem un doi de cupe aici. Poate pentru că meritați. Sfatul este să trecem peste aceste, să nu ne aruncăm atât de departe. Ce e să se manifeste, se va manifesta în timp, în viitorul îndepărtat. Haideți să vedem sfatul ce înseamnă. Să petreceți un pic cu prietenii. Asta înseamnă patru de bute. E semn de foc, evident. Poate să fie cineva în semnul lor. În semnul leului,
sau berbec sau săgetător cu care petrece. Zic leu pentru că e 4, e semn fix, da? Dar trecem peste toate aceste mici detalii. Este o petrecere, o întrunire cu prietenii la care, sunt două femei aici, una blondă, una brunetă. Probabil trebuie să alegeți din aceste două femei care este sufletul vostru acesta pereche. Sau, am zis sufletul pereche, nu trebuie să fie iubitul, iubita. Poate să fie un medic, poate să fie un coleg, colegă la locul de muncă, cineva din familie, da? Exterior. Vai, marele preot. Contract, probabil, pentru unii dintre voi, dacă vreți să vă schimbați jobul, contractul cu care trebuie să vă luptați, da? Posibil. Așa, dacă nu este job, poate să fie o căsnicie, că a apărut mai devreme marele preot invers. Evident că poate să fie și un taur, dar trecem peste acest foarte mic detaliu. Marele preot. Exterior. O persoană de autoritate. Dacă nu-i director, directoare. Știu că nu e justiția, dar poate să fie și un judecător. Marele preot judecă. Să nu uitați chestia asta și probabil că nu degeaba spun lucrul ăsta. Marele preot judecă două persoane. Dacă vreți să ieșiți dintr-un angajament, dintr-o căsnicie, probabil că aveți de discutat cu preotul niște chestiuni de genul acesta. Cineva ar putea să vă judece că vreți să ieșiți din căsnicie. Sau poate un preot vă influențează. Nu, domnule, stai aici, că așa te-a învățat religia. Sunt, da, aveți și conflicte. E un conflict. Sunt multe feluri în care putem citi acest mare preot. Este influență exterioară. Este foarte posibil pentru alții. Chiar dacă am spus ce am spus, acest mare preot să se manifeste și dintr-o altă perspectivă. Da, mulțumesc, spirite. Acest doi de cupe și acest faeton. Și chiar și, v-am zis, într-un fel sau altul, și cavalerul de bâte și spânzuratul aici în depărtare. Poate acest suflet pereche să vă ajute să vă regăsiți spiritualitatea. Poate acest suflet pereche să fie spiritual de la natură. Și prin această comunicare să vă regăsiți esența, să ieșiți din această rațiune care v-a ținut pe loc într-o privință și să puteți să mergeți mai departe către destinul vostru și poate atunci să vă schimbați cariera, da? Interesant cum s-au așezat cărțile. De ce vă este frică? Cavalerul de cupe. Poate acel semn de... Acum simt... da... Poate acel semn de apă de la începutul etalării care v-a înșelat. Sunt doi cavaleri. Bine, în general, cavalerii vin și pleacă. Cel mai stabil, evident, că este cavalerul de monede. Dar într-o formă sau alta, și cavalerul de cupe și cavalerul de bâte au o latură aventurieră. Acesta se gândește mai mult la sex, acesta mai mult la emoții, la senzații, la poezie, dar cavalerii vin și pleacă, trebuie să-i menții într-un anume fel. Poate vă este teamă, într-un fel, de acel aventurier, aventurieră de la începutul etalării. Posibil. Poate da, poate vă este greu să vă exprimați, că în general cavalerii se exprimă, vin cu mesaje. Altfel de mesaje decât valeții. Poate vă este teamă să vă exprimați emoțiile, dar veți învăța comunicând cu acest personaj.
Da. Dacă ați fost rațional, vă este teamă să vă explorați această latură poetică a voastră. Frumos cum simt cărțile. O, iar a apărut lumea. Ce mă bucur. Ce vă doriți? Să începeți o nouă viață. Să ieșiți din cercul. Vedeți că și aici e un cerc. Că vorbim de ritualuri. Destul de dogmatic, da? Să ieșiți din cercul în care ați fost până acum, dintr-un stil de viață, să începeți un nou stil. Poate așteptați acest cavaler de cupe să vină de la drum. Pentru unii dintre voi, drum aveți și aici la faeton. Interesant. Dar ce vă doriți mai presus de toate este să vă învățați lecția. Cum am spus mai devreme. Și nu întâmplător apar de câte 2 ori cărțile astea. Foarte fain, foarte fain. Finalul. Ah, ce frumos! Magicianul. Magicianul manifestă. Vai, da, dragii mei, e lună nouă în Săgetător în curând. Că tot am vorbit de Săgetător. Manifestați. Dar cum manifestați? În primul rând, vă puneți, faceți afirmațiile și vă puneți intențiile. Către o nouă lume. Vreți să manifestați un nou drum în viața voastră, da? Faetonul asta face. Merge către ceea ce este inspirat. Fiți atenți, orice faeton ați fi pe aici prin preajmă. Faetonul merge în direcția în care este inspirat. Da? De lună, nu de rațiune. Interesant. Deci, trebuie să vă puneți intențiile la luna nouă și să alegeți. Iar e al doilea 2, 2, 2, 2. Dar vedeți că dacă veți observa numere genul 2, 2, 2, 2, 22 și cum a fost aseară, eu m-am uitat la telefon la ora 22, 22. O fi mesaj și pentru mine. Ceva se întâmplă. Sunteți pe această cale. Trebuie să manifestați o nouă direcție și o direcție victorioasă. Amândoi, pentru mine, faetonul, trăsurica, merge evident în direcția care aduce victorie. Aveți aici un steag învingător, da? Așa simt eu că e învingător. Trebuie să vă uitați în viitor și să alegeți ce vă doriți. Probabil trebuie să schimbați, interesant, să schimbați, e schimbare, da? Și cariera unii dintre voi. Și să lăsați în spate, și aveți curaj, să lăsați în spate ce nu v-a priit, ce nu a crescut, ce a fost, a, interesant, ce a fost amputat, ați făcut multe sacrificii, da, într-o direcție care nu v-a crescut, dar aveți magicianul. Evident că poate să fie geme, fecioară, ce vreți voi, și berbec, și capricorn, și orice altă zodie. Măi, magicienii sunteți voi. Noi suntem magicienii vieții noastre. Noi manifestăm în momentul în care avem toate resursele. Atunci putem manifesta orice vrem. Nu știu, eu sunt magician. Dacă voi vreți să fiți, vă doresc succes, ținem legătura, da? Legătura. Da, frumos. Oh, ia uite! Mai. O persoană pasională și totuși intuitivă. Wow, că am vorbit de spiritualitate. Poate cu planete în semnul leului, poate cu planete în semnul pești, rac, scorpion. Uai, mai bine nu mă uitam când fac iluzii, vise. La capătul setului de cărți, steaua, dragii mei, steaua către care merge faetonul. Mai devreme sau mai târziu, vă veți vindeca. În primul rând, steaua înseamnă vindecare. Evident, înseamnă și împlinirea dorințelor. Este o persoană cu care comunicați și care, într-un fel sau altul, vă aduce aminte sau chiar o simțiți că este o persoană pe care v-ați dorit-o toată viața. E o chestie care ține de spiritualitate. Cred că vi se activează o latură spirituală în momentul în care întâlniți această persoană cu care comunicați deschis, eventual despre răni și vă vindecați. Vindecarea apare și aici prin comunicare. Două cupe, interesant, două cupe sunt și aici. Ce frumos!
Iar astrologie, tarot, oracole, interesant. Vedeți? Vedeți cum comunicăm? Și una și alta. Oh, cavalerul merge către regina de bute. Aveți curajul să vă luptați pentru această legătură pasională și emoțională și spirituală. Faetonul, simt că puteți să fiți chiar voi, da? Amândoi merg, amândouă cărțile arată mișcare și încredere. Interesant. Să manifestați acest nou început care vă vindecă. Ia uite și ce urma? Ce urma? Judecata. Renaștere. Pui, ai. Steaua cu care comunicați. O persoană ori foarte populară sau dacă nu e populară, atrage atenția, dar cu care puteți să aveați victorii, să mergeți mai departe. Ia uite și ăsta merge. Eu zic că lucrurile se așează frumos pentru voi, dragii mei. Balanței. Frumoși, frumoase. Și o să vă bucurați, o să vă bucurați. A trebuit să fac cărțile cu... Ah, dar nu mi le-am scos. Trebuie să mai fac încă o etalare cu cele cu tentă sexuală. În fine. Sexuale pur și simplu, nicio tentă. Sunt foarte sexuale cărțile alea. Dar nu le-am scos. Îmi pare rău. O să fac încă o etalare pentru genul ăsta și poate cu un mic bonus pentru întârziere. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine. Pa!